Salutare, sunt Raluca Benavides, bun găsit la Zoo News. Hai să vedem ce-i nou. Irina Rimes a revenit cu o nouă colaborare. Artista a lucrat cu Mahmoud Orhan și împreună au scos o piesă ce combină EDM, influențele muzicii orientale, cu vocea plină de emoție a Irinei Rimes. Artista este cunoscută pentru piesele sale în limba română, dar transmite în orice limbă ar cânta și ne-a dovedit-o și de data aceasta. Mahmoud Orhan este un DJ și producător turc în vârstă de 26 de ani. Activ din 2011, artistul a cochetat cu EDM, Deep House, Nu Disco și Indie Dance. Lucrează în domeniul muzical de la 15 ani, la noi a ajuns cu Feel alături de Sena Sena, super hit. Andra a lansat piesa cu Desemer Bueno. Artista noastră a fost încântată de creativitatea și personalitatea compozitorului cubanez, iar Desemer a rămas impresionat de vocea Andrei și de compatibilitatea ei cu stilul care l-a consacrat, latino cu elemente de hip-hop. Desemer are un simț extraordinar pentru muzica ritmată, are salsa în sânge, umor și creativitate incredibilă. Mă bucur că am avut ocazia să ne cunoaștem. Cred că mai putem face multe lucruri frumoase împreună, a spus Andra. Videoclipul a fost filmat în mai multe locații exotice și a surprins vibe-ul senzual al piesei. Delia a lansat zilele trecute piesa Vreau la țară. Piesa conține un sample din Vara la țară a lui Mircea Baniciu și versuri de George Topârceanu, compusă de Delia și produsă de Alex Cotoi, cu care artista a mai colaborat pentru Acadele, Despablito sau Dutemo. Delia a venit și a cântat piesa în premieră în Morning Zoo și, ca de fiecare dată, artista și-a surprins fanii. Decorul pe care l-a adus în studioul Radio Zoo a fost unul impresionant, iar momentul ei a fost unul pe care nimeni nu-l va uita prea curând. Trebuie să vezi momentul dacă l-ai ratat. Intră pe radiozoo.ro. Atât de la mine azi. Dacă vreți mai multe, găsiți pe zootv.ro. Las cu sine!